Bun găsit la emisiunea Popas de Suflet. Sunt Flaviana Iosif și în această ocazie aș vrea să dedicăm emisiunea mamelor și familiei. Care este primul gând care vă vine în minte când rostiți cuvântul mamă? Abraham Lincoln spunea că tot ce sunt sau ce sper să devin îi datorez îngerului care a fost mama. Ellen Thompson spunea: mama mea a fost dintotdeauna drăgăstoasă, răbdătoare și înțelegătoare. Acea senzație că sunt iubită și protejată mă va însoți întreaga viață. Iar Pam Brown spunea că mama poate să-mi șteargă lacrimile prin telefon. Multe minuni sunt în univers, dar capodopera creațiunii este inima unei mame. O mamă râde râsul nostru, varsă lacrimile noastre, iubește iubirea noastră, suferă teama noastră, trăiește bucuriile și necazurile noastre și împărtășește speranțele și visurile noastre. Inima de mamă este singurul loc din lume unde vă puteți refugia chiar când părul vă e cărunt. Dacă mama este încă în viață, prețuiți-o și iubiți-o din toată inima. Împăratul Napoleon I a întrebat într-o zi pe o doamnă de la curtea sa: ce lipsește pentru a doua o bună educație oamenilor? Mame, a răspuns doamna. Răspunsul i-a plăcut mult împăratului. Da, a zis el, în această vorbă mică se cuprinde o înaltă școală a educației. Aveți grijă, așadar, să formați mame care să știe a da o bună creștere copiilor lor. O mamă bună este o cinste pentru familie, o icoană pentru copii și o comoară pentru bărbat. Dacă e ceva pe lume care să ne întruchipeze mai limpede pe Dumnezeu, apoi aceasta este mama. Cât de frumos este să ai o familie fericită în care să domnească prețuirea reciprocă, armonia, dragostea, unitatea. În familie, oamenii învață să trăiască, învață să treacă de la egoism la altruism. În societatea noastră, fericirea este produsă de acasă. Ce poate fi mai minunat și mai bun în viață decât o familie unită, trăind într-un colț de lume numai cu bucuriile ei mici? Familia. Un cuvânt complex, dar în același timp partea cea mai frumoasă a vieții. Nu uitați să prețuiți familia și să vă bucurați de fiecare clipă petrecută în mijlocul ei, creându-vă amintiri veșnice.